Astăzi la Telematinal. La orice vârstă poți trăi o pasiune. Aflăm povestea Anei Cujuman, o meșteriță care creează lucrări de patrimoniu. Compozitorii noștri sunt bine văzuți în Europa. Gheorghe Mustea și Constantin Rusnac au devenit membri ai Academiei Europene pentru Științe și Arte. Detalii în emisiune. Prin implicare și empatie putem schimba lucrurile. Asta face David Cogălniceanu, un tânăr care ne arată cum putem să fim mai buni. Mai avem un reportaj de la Festivalul Valorilor Umane, ce a avut loc la Liceul Miguel de Cervantes din Chișinău. Și discutăm cu istoricul Anatol Petrencu despre un paradox al sărbătorilor de 9 mai. Tot astăzi îl cunoaștem pe Cristian Chiaburu, un tânăr îndrăgostit de jazz. Și ajunge în platoul nostru Mădălina Lungu, câștigătoarea Grand Prix-ului la prestigiosul concurs San Remo Junior. Rupe vinele, mâine când suspinele, mâine vei scărele ară, tânăra de primăvară. Rămâneți aproape! Bună dimineața, fraților! Dăm start primei ore a emisiunii noastre. Bine v-am regăsit în această zi de marți. Suntem în zi de marți? Suntem în zi de marți. Știi că m-am gândit și un pic acum că ai zis. Era calculatorul a dat eror. Nu, marți, nu, luni sau marți? Că ne-am mai văzut și ieri și am zis că nu, că da, marți. Da, știi care este bucuria? Că nu am simțit că e zi de vineri. Da, bun, da, da. Că cel puțin așa, chiar să ne întristăm. Mâine nu mai ajungeam la emisiune. Corect. Noi ne bucurăm că suntem alături de oamenii care au astăzi o zi liberă. Da, da, da. Ne bucurăm că putem fi în casele dumnealor sau pe telefoane, cine știe. Da. Sărbătorim astăzi Ziua Europei, o să venim mai târziu la calendarul istoric cu mai multe detalii. Exact. Până atunci însă, tradițional, începem cu... Horoscopul. Sărbătoare, dar horoscopul e... Nu l-a anulat nimeni. Da, e ceva ce presupune niște mișcări a stelelor și după aceste mișcări ne influențează foarte mult ziua. Așadar, astăzi, unii nativi, atenție, ai zodiei Berbec, au parte de o zi tensionată la locul de muncă, deoarece au multe sarcini de rezolvat. Astfel, aceștia nu trebuie să ezite să ceară ajutorul persoanelor în care au încredere sau chiar a colegilor. Dar tu ai înțeles de ce unii nativi? De ce unii nativi? Pentru că alții nu muncesc. Cei care muncesc nu avea niște probleme. Asta era chestia. Da, ceilalți stau, se odihnesc, se uită cum alții muncesc. Foarte frumos. Nativii zodiei Taur au un plan să facă o schimbare radicală în viața lor. Așadar, fie că este vorba de locuință sau locul de muncă, aceștia sunt sfătuiți să nu ia decizii pripite. Da, mai ales dacă văd culoarea roșie în față, să nu se precipite foarte mult. De ce roșie? Da, ca să... Da, mi-am dat seama. Funcționează cam greu. Funcționează. E dimineața la noi. Aparatul. Gemenii astăzi sunt împinși de la spate de familie pe un drum pe care se pare că nu-și doresc să meargă. Așadar, este recomandat ca aceștia să pună punct și să o ia de la capăt, indiferent de consecințe. Aceștia cine? Gemenii sau familia? Gemenii, cred că la ei se referea. Dar poate și familia, pentru că dacă omul nu vrea să o ia în direcția aia, dacă e nevoie să împingi, să forțezi lucrurile. Eu m-am convins că de câte ori lucrurile sunt mult prea impuse, nu prea funcționează. Păi știi? Da, adică trebuie să vină din interiorul tău. De treabă. Lăsați gemenii, că sunt doi. Lăsați gemenii în pace, chiar așa. Da, sunt doi. S-au sfătuit așa între ei și o să meargă ei unde doresc. Racii au un plan să investească o sumă mare de bani în cursuri pentru dezvoltare personală. Pe bune? Iau, prima dată aud de acest plan. Odată poate cu... nu te-ai gândit, dar de acum înainte o să te gândești la asta sau de acum înainte, dacă de acum... îți spune horoscopul. Înseamnă că trebuie să-mi pun un plan, da? Acum nu știu. Întrebarea e de unde se iau banii. Dar uimi, găsim noi. Cu toate astea, aceștia ar trebui să se întrebe dacă într-adevăr merită, deoarece poți citi cărți pe care le poți achiziționa și le poți reciti de fiecare dată când simt nevoia. Ei, totuși aici aș spune un mic dar. Există acel dar care ne duce cu gândul la oamenii care altfel ne vorbesc, pentru când adică citești mai și obosit, da. Iar tu când vezi un om viu care îți vorbește din propria experiență, altfel percepi, altfel memorezi lucrurile. Știi ce mi se pare extraordinar în cazul tău? Că tu, inclusiv la emisiunea Istoric cu Tâl, care e difuzată în fiecare duminică la ora 22 la TVR Moldova, ai ocazia asta să discuți cu oameni extraordinari și să faci schimbul ăsta de experiență. Tu știi ce mi-a plăcut foarte mult în remarca ta? Ce? Că știi exact ziua, păi știu, bineînțeles, ora...
o colegă responsabilă, informată și de prietenoasă. Care îți cunoște. Da, am înțeles că unul dintre colegii noștri vrea să ne facă un test zilele astea. Testul prietenii, nu știu despre ce e vorba. Testul prietenii? Da, nu știu despre ce este vorba. Prietenii, deci noi suntem prieteni să jucăm rolul de prieteni atunci când va fi testul. Bine, până atunci vă spunem că acum 5 ani următoarea noastră eroină și-a descoperit o pasiune, și anume brodatul, și îi place atât de mult încât și atunci când merge în vacanță, tot își ia ață și pânză. Da, ia uzi. Colegul nostru, Alexandru Leahu, nu și-a luat ață și pânză și nici vacanță, pentru că până la vacanță Alexandru. Dar el a mers la ea și a aflat povestea. Nu m-am gândit niciodată că o scos asta. Acum, după 50 de ani, am început eu să văd cămăși. Dar erau rare, acum da, sunt mai multe. Acum 5 ani, Ana Gujumana a început să confecționeze manual I. Prima lucrare nu i-a ieșit prea bine, dar i-a rămas aproape de suflet pentru totdeauna. Că pe aceasta, care mi-e dragă, cu toate că e nu-i după toate canoanele, mi-au spus că nu prea e așa cum trebuie, dar eu totuși am insistat să termin. Am terminat-o și am început pe urmă să cos cu adevărat o cămașă cu altiță. Cos gobelenuri de pe la vârsta de 30 de ani până la 50, am cosut doar gobelenuri. Am cosut cu mărgeluțe și pe urmă am început, zic, ajunge atâta, că am umplut casa de portrete. Și zic, haideți să mai cos și altceva. Duc lipsă de timp că nu mi-ajunge, dar de ocupații nu. Frecventează cercul Șezătoarea Basarabia, unde se adună meșteri de la care are ce învăța. În Șezătoare sunt meșteri mai scusiți, care le cer sfatul și merg după sfaturile lor. Astfel, în lucrările ei încearcă diferite motive, le studiază din manuale specializate ca mai apoi să le transpună pe pânza de in sau cânepă. Asta spune că este prescura. În încrieț sunt coarnele berbecului, este rombul și coloana infinitului. Aceasta poate ca coloana infinitului. Iile create de Ana Gujuman sunt pline de viață și culoare. Îmi place roșu, îmi place și albastru, mai ales tricolorul. Eu am, dacă vedeți, am o cămașă, două, trei, care au aceleași nuanțe de tricolor. Fără dibăcie și răbdare, nu ar fi reușit să reproducă asemenea ornamente. Cusăturile astea sunt foarte migăloase. Trebuie să coși număr firicelile de ață și dacă ai greșit și trebuie să descoși, e mai greu decât să le coși. Ați avut situații, bănuiesc eu. Da, am avut și am discutat, dar dacă ai răbdare și îți place, descoși. În fiecare an câte o ie. Da, pentru că ele se coase de lungă durată, nu pot să coși. Dacă ai sta să o coși zi de zi și toate orele de muncă, poate ele coși și mai repede, dar eu încă activez la serviciu și cos câte puțin. Uneori, chiar și la muncă, gândul tot la lucrări era. Erau timpuri când vroiam mai repede, chiar și la lucru, vroiam ceva să încep, numai să mă mâncau mâinile, că vroiam să cos ceva, dar la lucru sigur că nu se poate. Și cum vineam acasă, repede să mănânc și să mă așez, să mă las să cos. Această pasiune nu-i aduce bani, dar se străduiește pentru moștenirea familiei. De vândut nu le vând și nici nu am de gând. Am două fete, am o nepoțică și o să le las moștenire. Sper că, cum sunt în muzeu care este câte o ie de 100 de ani, sper și amele să ajungă. Că pe fiecare este scris anul când am cusut-o. Iată, de exemplu, aici mi-am scris numele și anul. Un alt hobby al ei sunt călătoriile, dar și atunci se odihnește creând. Asta am purtat-o și în Egipt. Îmi iau bucata de pânză și când am timp, cos. Când merg la mare, neapărat iau broderia și stând la plajă, cos.
Ne bucurăm atunci când colegii noștri reușesc să aducă în atenția publicului oameni care merită să fie valorizați, care promovează și cultura. Și noi în continuare vom face același lucru. Deci am preluat ștafeta de la Alexandru Leacu. Da, și continuăm noi. Vă spunem că de curând compozitorii Gheorghe Mustea și Constantin Rusnac au devenit membri ai Academiei Europene pentru Științe și Arte. Ambii au o contribuție substanțială la dezvoltarea artei muzicale din Republica Moldova și la promovarea culturii noastre în lume. Astăzi avem fericita ocazie să-l felicităm în direct pe domnul Constantin Rusnac. Bună dimineața, bine ați venit la Telematina. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Noi vă dorim multă inspirație, forță de muncă, perseverență în promovarea valorilor spirituale atât pe interior, pe local, cât și pe internațional. Și vreau să vă întrebăm ce înseamnă acest titlu pentru dumneavoastră. Știți, am rămas într-adevăr surprins. Întotdeauna când muncești, faci ceva, cât de puțin n-ai face. Și când vezi că ești apreciat într-o parte, este o mare plăcere, sigur că. Dar mai ales fiind apreciat de o organizație precum este aceasta care are sediul la Salzburg, acolo unde s-a născut Mozart. Sigur că emoțiile dau buzna din inimă și ies în afară, sigur că da. Este un motiv de a face noi lucrări, de a lucra la ceva sigur nou? Sigur că da. Mi-aduc aminte când eu la 28 de ani am fost menționat cu premiul de stat al Republicii Moldova, nu știam ce să fac de frică. Și m-am întâlnit pe drum marele nostru cântăreț, o epocă a muzicii populare, Nicolae Sulac, și mi-a zis, uneți-i medalia. Da, da, se vadă de la și eu, modest, zic, Nicolae, drag, nu pot eu suport în toate. Și el îmi spune, ia seama să nu ruginească. Deci, printr-o frază mi-a spus, ia seama să nu te curți pe laur și să nu mai faci nimic. Asta a fost în 76, vă închipiți. Și de atunci, eu am încercat să nu mă culc pe laure. Da, da. Și toate emoțiile care se adună sunt canalizate în noi lucrări. Asta este sigur că da. Lucru. Și atunci când te roagă cineva, te-aș ruga să-mi faci așa o lucrare. Fiindcă eu fiind rector, nu prea trageam atenție compoziții, dar eram foarte des rugat și atunci eu scriam ba un cântec pentru voce, ba o prelucrare, ba o cantată vocal-simfonică. Când eram rugat, eu scriam pe urmă. Acolo, de câteva ori am încercat să fug din administrație, deci eram și prim viceministru al culturii am fost și am scris cerere înainte de asta, eram șef de departament cu repertoriile și mi-am pregătit oamenii în locul meu și am scris cerere să plec și ministru zice, am văzut, nu ai să fii prim viceministru. Tot timpul rector, tot timpul, mie nu prea îmi place să... Nu v-ați dorit neapărat funcții de conducere? Funcții, nu, eu știu cum se conduce, deci fiindcă cei care, și amintesc că am fost 15 ani rector, cred că am lăsat o urmă cât de mic acolo, dar nu prea îmi place. Mie îmi place să fiu liber, să se nu... Crea. Da. Dar din păcate așa a fost timpul, am fost impus. Chiar de la școală, când eram în clasă, trebuia ceva să fac și tot încercau. Un singur directorul școlii de muzică, care printre altele era matematician, o personalitate din altă cultură și era directorul școlii de muzică republicană. Și el a făcut un lucru extraordinar, îmbla toată vara, el numea persoane care umblau prin republică și căutau talente. Deci. Și atunci când erau organizațiile astea la început de pioneri, pe urmă de Comsomol și trebuia să fii secretar de Comsomol și toți, dacă eu învățam bine, cine? Rusnac să fie. La care directorul a spus, băieți, alegeți pe altcineva, Rusnac e pentru altceva. Aha, asta, deci asta a fost în 64, vă închipuiți. Și nu vă dădeați seama, pentru și ce era predestinat? Nu, eu mi-am dat seama atunci. El a simțit și el zice, Rusnac e pentru altceva, alegeți pe altcineva și l-au luat pe altcineva. Eu n-am cuvinte să mulțumesc acestui Victor Timirgaz, fratele lui a fost și un mare chirurg, neurochirurg și întotdeauna eu mi-amintesc de oamenii care au pus umărul de un Sergei Lunchevici care m-a impus să scriu pentru frumoasa lui orchestră, pentru vioara lui magică. Da. Și astăzi, chiar în România, spun că așa cum e Lunchevici a cântat Ciprian Porumbescu balada
nimeni nu l-a atins. Da. Sau un Dumitru Blajenu cu orchestra folclor, care m-a impus să fac prima prelucrare pentru orchestră profesională. Eram la curs în anul 3 sau în anul 2 și m-a impus, zice, ești muzicolog, tu trebuie să... Zic, nu pot, hai să pot. Nu v-a dat de ales, practic. Da, tot timpul am fost. Și deci acest mentor, sigur că eu am un sentiment față de ei ieșit din comun și având această slăbiciune că scriu acrostihuri, știți cartea mea, acea portret în timpul 80, sigur i-am făcut și lui Dumitru Blajenu și lui Serghei Lunchevici, la toate personalitățile care au fost alături de mine, lui Gleb Ceaicovski Mireșanu, care era șeful catedrii de folclor unică în Uniunea Sovietică, el a insistat să fie. În data de 17 martie a avut loc un alt eveniment frumos în viața dumneavoastră. Da, am avut un concert la Palatul Național și vreau să mulțumesc celor care au fost și au făcut acea atmosferă de căldură în sală, dar și celor care erau în scenă, fiindcă datorită lor sala s-a simțit atât de bine și mai ales oaspeților care au venit, acest minunat ad libitum din Cluj-Napoca, unde eu am avut fericită ocazie și, adică am până în ziua de azi să fiu și doctor honoris causa Academiei Gheorghe Dimă și cetățean de onoare a orașului Cluj, am municipiul Cluj-Napoca și băieții imediat nu-i cunoșteam, nici ei nu mă cunoșteau, dar când au zis, A fost o comuniune, a fost o conexiune. Și eu le mulțumesc din suflet și nepoțica mea, Rodica Novac, Iana Novac, ea din ansamblu Asia, cea e nepoțica mea, ea imediat a zis, ea vine, a venit și ea. Și aveți și nepoți tare talentați și copii, pentru că ambii copii sunt muzicieni și sunt... Mirela Vaida a prezentat acest concert, i-am mulțumit din suflet. Da, fiica mea este violonist în Orchestra Simfonică Națională a Belgiei și Ilieș este la Sibiu. Sunteți mândri, probabil. Fiica a avut chiar acum un concert cu Orchestra Simfonică la Filarmonica noastră, la 7 aprilie chiar, cu colegii din Bruxelles, deci a simfonie concentrată de Mozart pentru vioară și violă, Pasacalle de Bach, a fost un concert extraordinar și eu atât de mult mă bucuram că a plăcut atât mult publicului că au fost aplauze îndelungi, îndelungi și a fost bis. Ați spus mai sus dumneavoastră că mulți oameni din viața dumneavoastră v-au impus să faceți anumite lucruri. Vrem să aflăm dacă și copiii dumneavoastră au fost impuși. Da, sau au făcut-o din... Sigur, un pic impuși. Sigur, da. Vioara era instrumentul meu preferat când eram mic. Tatăl meu, dumneavoastră, întotdeauna mi-a cumpărat, dar eram mic, n-avea cine să-mi spună și când sunetul cel atât de prost, eu vroiam imediat să iasă. Și atunci eu n-am, și atunci am zis, atunci copiii mei. Și la început ei, sigur că se opuneau la început. Auzi, ce-i copiii mei? Le plăcea. Dar de acolo când au trecut în clasa a treia, a patra, zic, a, dacă nu doriți, eu vă dau la... Nu, deja s-au îndrăgostit în vioară. Știm că și tatăl dumneavoastră a avut o mare influență asupra parcursului, pentru că în momentul în care a văzut că aveți talent și a simțit lucrul ăsta, va cumpăra vioara, va... Da, deja el, în primul rând, l-a rugat pe fratele lui Badea Valentin, care astăzi are 91 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate. El mi-a dus o armonică rusească din Cușca, din Tadjikistan, de acolo. La 6 ani eu deja singurel am deprins de pe urmă. Acordeon italian mi-a cumpărat tatăl. Și pian mi-a dus în clasa 8-a, când am, în primul an, el mi-a cumpărat un pian în rate, fiindcă nu avea parale să cumpere. Și lumea s-a spunea, mai bine cumpăra o vacă, a cumpărat pian. Ce să faci, adică da, bani. Acolo mai mănânci, te mai gândești. Printre prietenii dumneavoastră se numără și cântăreața Olga Ciolacu. Da. Și știu că sunteți vecini. Vrem să știm cât de des vă mai întâlniți la o cafea și discutați. Da. Nu prea des, din cauza că am plecat de la Stăuceni și de acum sunt în oraș, în centru, lângă circ. Dar cu Olga, sigur, mi-amintesc cum ea mi-a scris așa o hârtiuță când ea nu m-a început să cânte. Deci unul din cele mai frumoase cântece care a fost scris pentru Olga, care iasă, a fost de cumătru meu, Mircea Oțel, scris. Un violonist, un compozitor extraordinar, să fie țărâna ușoară, e extraordinar. Din păcate a plecat de vreme. Dar și eu i-am scris mai multe cânt și ea mi-a scris odată o hârtiuță și am zis că am să o păstrez toată viața. Și ea mi-a spus, vă rog să-mi faceți un cânt.
cântăreața dumneavoastră. Ai, ce frumos! Și pe atunci era în rusești, mi-a scris, eu n-am înțeles de ce rusești mi-a scris atunci, că atunci era da, obișnuit. Da. Și pe urmă întreba, de ce ai scris tu rusești? Deci, că, pe eu nu vă cunoșteam bine și mai știi. Da, sigur. Noi cred că vorbim și de numele telespectatorilor când vă spunem încă o dată cât de bucuroși și de mândri și de recunoscători suntem și ne bucurăm tare mult pentru acest titlu pe care l-ați obținut. Vă mai întrebăm, pentru că suntem exact în ziua în care sărbătorim, marcăm Ziua Europei, în ce măsură rezonați cu valorile europene și de ce e importantă apartenența la această comunitate? Noi, în general, suntem europeni. Noi ne-am născut în Europa. Părinții noștri s-au născut în România Mare, în Europa. Fata mea e la Bruxelles, 20 ceva în Europa, Ilie este la Sibiu. Și sigur că Europa ne dă un exemplu foarte frumos. Însă și acel exemplu că ei au distrus acele hotare care erau între țări, deci pentru a se înțelege reciproc, fiindcă atunci când vecinul ce are mai bun își împărtășește cu vecinul și celălalt, eu cred că un lucru mai frumos nu poate exista și Europa ne dă acest exemplu. Noi trebuie să-l urmăm și sigur că tindem ca să fim cu toții împreună. Iar momentele cele rele care sunt astăzi, asta ne vorbesc despre faptul că incultura se așează în capul mesei acolo unde, de exemplu, în Rusia, care eu am ținut la această țară, fiindcă am foarte mulți cunoscuți, prieteni care sunt într-adevăr oameni adevărați, dar uitați-vă ce se întâmplă, cei care la conducere, eu am impresia că n-au citit nicio carte și nivelul lor de cultură este atât de jos, fiindcă ei nu înțeleg că în viață sunt posibile, dar o singură împușcătură, este împușcătura lui Amur cu arcul care străpunge inima celui drag. Altele nu trebuie să existe, dar... Foarte frumos zis. Da, și într-adevăr, în această zi marcăm pacea și unitatea, așa cum... Da, sigur că da, fiindcă și tatăl meu a luptat în cel de-al doilea război mondial și chiar vreau să vă spun, fiindcă lumea nu se urește unii pe alții, chiar știind, iată, fiica mea care acum e în Belgia, deci la vioară, când avea 5 ani, l-a întrebat pe tatăl meu care a început să plângă. Bunelul, tu ai împușcat vreo neamț? La care tata spune, înțelegi? Eu eram cu mitraliera maximă asta care cu roți mare și zice, poate întâmplător și am împușcat, dar eu când înaintau ei, eu împușcam sub picioare sau deasupra capului, numai că ei să nu înainteze. Și ea a spus, bine făceai, fiindcă nu ei erau vinovați, pe ei așteptau copilași acasă. Hitler era vinovat. Și tata a început să plângă. Asta vorbește despre foarte multe. Noi vă mulțumim tare mult pentru că sănătate și dă Doamne pace în toată lumea. Și mama cu sănătate, pace și roada, asta este exact cel mai frumos lucru pe pământ. Da. Toate cele bune. Numai. Sănătate și vă mulțumesc. Este da, o adevărată plăcere să... Capul alături de noi, o mare mândrie și sigur că avem toate șansele și avem obligația să nu uităm de oamenii care ne marchează istoria. Așa este. În continuare o să vă propunem de asemenea un soi de călătorie virtuală. Redescoperim inclusiv Republica Moldova, lucrurile frumoase de aici. Da, locuri frumoase și care vorbesc despre oameni frumoși. Și despre istorie. Da, în satul Piatra din raionul Orhei se află conacul familiei Lazo, monument de arhitectură de valoare națională. Împreună cu colegii noștri am vizitat acest obiectiv turistic și am aflat lucruri interesante din istoria lui. Pentru că avem parte de vreme bună, echipa emisiunii Telematinal a decis să-și redescopere țara. Colegi, salut! Am ajuns în satul Piatra, raionul Orhei, unde vom descoperi conacul familiei Lazo. Suntem gata? Da! Să mergem! Bine ați venit la noi! Vreau să vă spun că ne aflăm în curtea conacului familiei Lazo, care a fost construit în a doua jumătate a secolului XIX de către Ioan și Matilda Lazo. Acest conac a fost construit între anii 1862-1865. Muzeograful Larisa Varvariuc activează aici de o viață, fiind foarte pasionată de istoria locului.
curtea conacului avea două intrări și două ieșiri. Poarta pe care ați intrat dumneavoastră este poarta centrală, iar poarta care o vedeți mai jos, așa numită de lucru, mai de fiecare zi, ducea până la Reut. Acum sunt construite case, dar pe atunci nu erau. Familia Lazo a fost respectată în Basarabia, iar conacul are toate atributele acelor vremuri. Avem conacul familiei Lazo, care nu este popular doar pentru casă, dar și pentru împrejurimile pe care le are, pentru că aici avem și o alee tare, tare frumoasă și... Iar mai încolo vedem un beci al familiei, unde erau păstrate bunurile, bunătățile pe vremuri. În continuare vom pleca chiar acolo ca să vedem ce se ascunde în interiorul acestui beci. De remarcat faptul este că aici întâlnim și o fântână. Nu știm exact din ce timpuri datează aceasta, dar și-a păstrat cel puțin stilul. Ca și în cazul altor conace din Republica Moldova, până în anul 1974, aici a fost școală, după care a fost transformat în muzeu. A fost închis în 2007. Și l-am redeschis în 2018. După cum vedeți, s-a făcut o reparație generală, s-a schimbat acoperișul, s-a dat tencuiala jos de pe pereți și s-a depistat că la început conacul a fost tocmai așa cu arcurile acestea. Și s-a observat că conacul este construit din piatră naturală, deci de pe loc, var, nisip și păr de animale. În procesul de renovare s-a păstrat arhitectura edificiului după schița inițială. Acest conac este însemnat prin faptul că pe atunci când aici locuia tânăra familie Lazo, deci Gheorghe și Elena, a fost vizitată de așa mari personalități cum ar fi Constantin Stere, scriitor, publicist, om politic și de stat, care a învățat în gimnaziul pentru băieți împreună cu Gheorghe Lazo și au rămas prieteni până la urmă. Ei chiar și au înființat împreună cu Gheorghe Lazo un cerc politic democratic în Chișinău. Pe a doilea portret îl vedeți pe pictorul Nicolae Gumalec, care era în legătură de rubedenii cu familia de pe linie Elenei. În continuare, dumneavoastră îl vedeți pe Nicolae Alexandri, scriitor, publicist și chiar nașul de botez al primului lor fecior, al lui Serghei Lazo. Am rămas cu adevărat impresionată și mi s-a părut că foarte multe dintre obiectele care s-au păstrat, care au fost poate reconstituite, mai transmit încă o parte, cel puțin, din atmosfera, din trăirile, din emoțiile de pe timpuri de aici. Inclusiv, nu știu, picturile care au fost făcute după niște fotografii vechi care redau și modul în care se îmbrăcau cei din familia Lazo. Am înțeles că două generații ale familiei Lazo au trăit aici. Unele exponate au fost adunate din sat, altele au fost reabilitate, iar cel mai de preț rămâne șemineul din porțelan. Șemineul, imediat ce a fost construită casa, Matilda pleacă în Germania la firma Messing și dă comandă de acest porțelan alb care era pe atunci foarte scump. Noi găsim în paranteză se scria aur alb și dă comandă de două șeminee și foarte prețios este prin faptul că este foarte vechi și este unicul care s-a mai păstrat în întreaga Europa din așa fel de porțelan. Sufrageria era locul de întâlnire a intelectualilor, iar oaspeții erau serviți din cea mai scumpă veselă. Familia Lazo avea și o bibliotecă valoroasă cu multe cărți din diferite domenii. Unele s-au păstrat până astăzi. Volumele lui Lev Tolstoi în prima ediție Jacques Rousseau și multe, multe altele. Iată, carte foarte veche. Din ce an este? 1800.
40. Se citea cât literatură artistică, atât și legate de profesiile acestor. Adică Gheorghe citea mai mult ceea ce era legat de lege, iar Elena ceea ce era legat de agronomie și medicină. Ion, trebuie să mulțumesc întâi de toate pentru această excursie și trebuie să recunosc că merg des prin localitățile țării noastre, dar prima dată am ajuns într-un conac și cel mai mult m-a impresionat prin vechimea acestuia și exponatele care sunt foarte vechi și foarte diverse. Istoria conacului este una captivantă. Când ajungeți prin zona Susleni, Jora de Mijloc, puteți include în itinerar și acest muzeu ce merită vizitat. E foarte frumos că atunci când mergem în diferite localități din Republica Moldova să descoperim inclusiv aceste conace. Știi, la emisiunea Wine Trips obișnuim să mergem în diferite zone. Da. Așa, și descoperim atât crame, dar uite că există și locuri foarte încărcate de istorie. Da. Ok. Dacă ești de acord cu mine, dacă subscrii la ceea ce am de zis... Dar cum ai putut tu să te duci fără mine? Mi? Să știi că... Noi chiar... care îi spunem lui Anatol și lui Ion, hai băieți, ne luați pe noi în călătorie și uite că... Tu erai ocupat cu repetițiile, tu erai ocupat dar cu teatru. Dar nici nu a fost întrebat, asta e ideea. Colegii... O să mă duc singur. O să mă duc nu singur cred, și... dar să știi că m-ai lipsit acolo. Nu știu dacă... Sigur, am văzut echipul tău. Zic, ce tristă, Mihaela. Chiar nu primește plăcere de la istoria. Noi eram concentrată, dragule, eram concentrată. Te-am văzut, ai dat și interviu, ai fost cu zâmbetul pe buze. Da, dar lasă, nu te supăra. Hai mai bine ca să-ți treacă supărarea. Hai să trecem prin istorie un pic. Știm că da, uite, tu faci calendarele istorice. Asta chiar mă face să scap de supărare. Hai să vedem ce s-a întâmplat în istorie. Hai zi, data zi, de tu, vorbește tu, da. Fiecare an, fii atentă dacă n-ai știut, de ziua Europei este sărbătorită pacea și unitatea știam. Europa. Da? Data marchează aniversarea momentului istoric reprezentat de declarația Schuman, care a propus ideea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care ar face ca războiul dintre națiunile de pe continent să fie de neconceput. Această propunere a lui Robert Schuman este considerată piatra de temelie a Uniunii Europene, iar declarația rostită la 9 mai din 1950 de Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, prevedea crearea unei comunități a cărbunelui și oțelului, al cărei membrii urmau să-și gestioneze împreună aceste două resurse. De bună seamă, reunirea intereselor economice a contribuit la creșterea standardelor de viață și la crearea unei Europe mai unite. Avem și un citat din declarație, cităm: punerea în comun a producțiilor de cărbune și oțel va schimba destinele acelor regiuni care s-au dedicat în trecut fabricării muniției de război, dar care au fost în același timp cele mai constante victime ale conflictelor. Citat încheiat. Da, uite, acest moment a pus practic bazele Uniunii Europene și astăzi ne bucurăm de, așa cum a și spus domnul Rusnac, de acele granițe da. Care sunt lipsă, da? Adevărat. Care sunt, dar sunt invizibile. Nu sunt granițe între oameni, oamenii se pot înțelege, oamenii se pot... Și adevărat spui și inclusiv despre asta o să discutăm în curând cu domnul Anatol Petrencu, istoric, care inclusiv ne va vorbi despre această bifurcare și divizarea societății în Republica Moldova această dată de 9 mai, dar până atunci mai avem de trecut prin istorie. Da, la 9 mai 1877 a avut loc sesiunea extraordinară a adunării deputaților care a proclamat independența de stat a României. La închiderea ședinței solemne, adunarea a votat moțiunea prin care ia act de rezbelul între România și Turcia, că ruperea legăturilor noastre cu poarta și independența absolută a României au primit consacrarea lor oficială. Citat încheiat. Da, tot în aceeași zi, Senatul a votat tot în unanimitate o moțiune asemănătoare. După amiază, un mare număr de bucureștieni care se strânsese în jurul clădirii adunării, primind cu entuziasm vestea proclamării independenței, au manifestat pe străzi până seara târziu împreună cu vreo 1000 de studenți, cu dapele și torțe, cântând Deșteaptă-te române. În seara acelei zile au avut loc manifestații de bucurie și la Craiova și Iași, iar această zi a devenit apoi ziua independenței în România. Da, și mâine va avea loc o sărbătoare mare pentru România, este vorba de și ziua independenței și ziua regalității, pentru că la data de 10 mai Carol I a devenit rege după ce a devenit o perioadă domnitor. Deci e o perioadă încărcată de sărbători și
Pentru lumea teatrului e o sărbătoare astăzi, pentru că unul dintre invitații noștri de săptămâna trecută își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Îi spune la mulți ani. Da, este vorba de Cristian Șofron. Îi spune la mulți ani. Noi am spus atunci dar trebuie să menționăm acest lucru, pentru că se naște în 1958. Este actor de teatru, film, televiziune și voce. A debutat la vârsta de 7 ani în emisiuni de radio și televiziune pentru copii. La 12 ani a primit primul rol la Teatrul Notara, iar la 13 ani în filmul Atunci am condamnat pe toți la moarte. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, promoția din 1983, a fost repartizat la Teatrul de Stat din Oradea. Din 1986 a fost actor la Teatrul Notara din București, a dublat în limba română vocea șarpelui K din Cartea Junglei și, după moartea regretatului Florian Pitiș, a dublat vocea lui Winnie de Pluș. Da. A fost director general la Teatrul Odeon din 2017. În prezent este director al Teatrului Stella Popescu. A jucat în filme precum Cu mâinile curate, Toate pânzele sus, Trandafirul galben și multe alte pelicule. Recent a reușit să monteze și spectacolul Titanic Vals la Teatrul Național Satiricus din Chișinău. Oamenii ieși s-au bucurat de premieră. A spus că a mărturisit în emisiune la Telematinal că s-a simțit foarte bine în Republica Moldova, că ar mai reveni, i-a plăcut energetica, ritmul orașului și energie pe care oamenii i-au transmis-o. Noi îl așteptăm. Da, chiar îl așteptăm. Drag. Știm că ieri a plecat spre casă, pentru că voia să ții minte marcheze programul, ții minte, da? Voia să marcheze ziua Europei, dar și ziua de naștere acasă. Eu mai știu că săptămâna aceasta au loc, chiar astăzi au loc evenimente importante, astăzi are loc și prima semifinală la concursul Eurovision. Da, totul a început de luni, adică de... Da, săptămâna Eurovision a început oficial în Liverpool, odată cu ceremonia de deschidere a concursului. Da, delegațiile țărilor participante au defilat pe covorul turcoaz la muzeul Walker Art Gallery din Liverpool și s-au întâlnit cu jurnaliștii prezenți la eveniment. Ținutele artiștilor au fost apreciate de fanii Eurovision, care s-au strâns pentru poze și autografe. Reprezentanții celor 37 de țări participante la Eurovision 2023 au defilat prin fața jurnaliștilor și fanilor în ținute care mai de care mai spectaculoasă. Alessandra din Norvegia a venit îmbrăcată ca o regină, într-o rochie lungă și cu o coroană pe cap, iar reprezentanta Poloniei a purtat o rochie verde de prințesă cu o trenă lungă de 2 metri. Strălucitori au fost și reprezentanții Republicii Moldova în costume aurii cu motive tradiționale. Soarele și luna, norțile, norțile cu luna. Pașa Parfenii va cânta în prima semifinală pe 9 mai. Fanii din România nu-l pot vota, dar îl pot vota românii din Italia, de exemplu. Care este mesajul vostru pentru români? Fraților, să știți că noi, practic, cu voi la Eurovisionul ăsta avem un singur mesaj, un mesaj comun absolut, să promovăm limba română, să promovăm peste tot, să fie cântată, recunoscută și iubită. Lorin, una dintre favoritele din acest an, a optat pentru o rochie roz simplă care i-a pus în evidență tatuajele. I'm representing Sweden, but I'm also from North Africa. I'm Moroccan. I'm a Berber, which is like the natives of Morocco. And this is a representative of my heritage, you know, because I want everybody to feel included. You, them, they. So reprezentantul României, Teodor Andrei, a purtat o ținută animal print, cu pantaloni scurți, bocanci și șosete lungi negre. Oamenii sunt foarte, foarte entuziasmați. M-am bucurat foarte mult că au fost așa plin de energie odată ce m-au văzut și strigau degete, că era și melodia pusă. Ce costum vei purta în semifinală? Nu știu, vom vedea ce costum voi purta. Rămâne o chestie savuroasă. Toată lumea vă anunță în fiecare an ce o să poartă. Hai să lăsăm să fie ca un soi de cireașa de pe tort. Poate am mai purtat costumul ăla, poate nu, poate este tot la primele, poate o să fiu dezbrăcat. Nu se știe, o să vedem atunci. Teodor Andrei va cânta în a doua semifinală a concursului pe 11 mai, când are nevoie de voturile fanilor pentru calificarea în marea finală din 13 mai. Show-urile Eurovision 2023 vor fi transmise în direct la TVR1 și TVR Internațional pe 9, 11 și 13 mai. Gata, s-a pronunțat, s-a început să se cânte Soarele și Luna. Gata, tu, Anatol, toată ziua de astăzi până la sfârșitul emisiunii... Nu mă pot abține. Soarele, oh, Doamne, soarele și se cere o pauză. Rugăm foarte mult regia. Rugăm foarte mult regia să intrăm într-o pauză bine meritată. Revenim în ora a doua. Soarele și Luna. Come on, Micaela!